femeile au întotdeauna probleme cu poftele. Ceva fiert și sănătos sau ceva prăjit, picant, crocant? Zici că avem un alter ego care mereu ne dictează ce vrea. Vreau carne, ori legume. Pasta! Oh, ceva prăjit, dulce. Ediția de astăzi e fără tehnică. What? Ideea e că există unele bucate în care nu ai cum să utilizezi minunile tehnicii. Dar este foarte important să ai ustensile potrivite. Eroinele ediției de astăzi sunt două tigăi. Ambele pentru a te ajuta să gătești comod, rapid și cu plăcere bucate speciale. Până să vă arăt ce iese din mine când îmbrac pe stelca, faceți cunoștință cu aceste două domnișoare utile care trebuie să fie în arsenalul vostru. Una pentru clătite și tigaia wok. Pentru a le avea la un preț special, salvați promocodurile de pe ecran. Nihaoya! Ce-i hui, hei, hau-chi! În tigaie deja se prăjește pieptul de pui cu ceapa, usturoiul și morcovul. Urmează să adăugăm legumele. Și nu treptat, dar toate odată. Loc avem, timp economisăm, de treabă mai căutăm sau nicodinim. Tigaia wok este extrem de comodă. Grație formei sale pentru a căli ingredientele mestecând des. Și da, asta fără a împodobi bucătăria cu jumătate din conținutul ei. Ce și gioțe! Et maintenant, nous allons préparer les plus délicieux, les plus appétissants, mes préférées, crêpes françaises. Aici deja am totul mestecat. Ouăle cu zahărul, făină, lapte, ulei, un pic de sare și curaj. Deși, dacă ai o tigaie potrivită, atunci totul merge strună. Clătitele nu se lipesc și se întorc cu ușurință. Cam așa. În concluzie, bucătăria este un spațiu în care ne petrecem prea mult timp pentru ca acesta să fie neplăcut. Dotați-vă corespunzător pentru a savura prepararea chiar și a bucatelor aparent sufocante. Promocodul dacă ceva e sus, e gratis. Pupici!